Bună seara, Mircea. Da. Ce faci? Sincer să fiu, nu știu ce să fac. Pentru că... Nu știu ce să fac. Aș emigra. Sincer să fiu. Că nu văd ce să mai fac în țara asta. Adică am încercat și eu. Am fost prost. Am rămas fraier. Am fost fraier. Am rămas în țara asta. Când puteam să plec bine-s. Asta e, am greșit, dar nu mai e de stat în țara asta deloc. Nu, este ceva oribil. Iar noi suntem și în linia întâi. Fii atent fază la ce mă gândeam eu, cum puneam eu problema. Mă gândeam așa. Zic, dom'le, a fost referendumul ăla din 2012, da? Adică 7,4 milioane au votat în mod legal, absolut legal, să se care Băsescu. Ce s-a întâmplat? A venit la București un american, mă rog, un politruc de stat, de mâna a doua pe acolo, Gordon Jumbix, nu mai știu cum îl conta, nimeni în drum, adică nu cine știe ce. A venit Gordon și a zis, nu. Și gata, s-a ales praful. De 7,4 milioane a venit Gordon și a zis, uf, pa, ok. Când vine doamna Victoria Nuland în România, cu toată dragostea, nu e... Adică nu e Obama, Victoria Nuland. Nu e nici măcar domnul acela zi, cum îl cheamă? Biden. Care, apropo, a jucat într-un filmuleț absolut senzațional împreună cu Michelle Obama, un filmuleț de 7 minute făcut de HBO, că eu, acum fiind în Grand Jury la New York Festival, jurizez tura a doua de producții și tocmai am văzut foarte, foarte des și poate vorbim cu altă ocazie. Sau... Așa. Deci, a venit doamna Victoria Nuland. Tu ai văzut cum îi încolonează pe toți? Deci îi încolonează pe toți. Pac, tu și tu. Și eu. Tu nu. Ba nu și eu. Bine, hai și tu. Treceți aici. Bun. Ok. Deci, unde vreau să ajung? Prietene, a venit directorul FBI. Deci, directorul FBI să ne spună că domnul Coldea e de bine. Deci, prietene, ca să-mi frângă referendumul, a venit, nu știu, un nene, nimic special, unul, Gordon, nu știu cum, nu știu ce era el pe acolo, nu, cine știe ce, în administrația americană. Prietene, pentru domnul Coldea a venit șeful FBI. Oh, wow. Adică, prietene, sigur, e cu atât mai special, n-a venit chiar de la Quantico, special pentru asta, era aici și avea o treabă în Bulgaria. În România, ci că n-avea treaba... Stai puțin. Nici directorul FBI, nici doamna Nuland, nici unul dintre oamenii ăștia nu au spus că oamenii trebuie să moară în închisori și că... Nu, că nu despre asta e vorba. Sigur că nu. Astea sunt niște chestiuni locale. Nu, eu spuneam doar că noi suntem în linia întâi, atâta tot asta spuneam. Dar și făceam diferența de magnitudine, adică pentru referendum a fost necesar să vină unul. Gordon, bun, prietene, am pentru Coldea a venit șeful FBI, adică mai tare de atât. Am înțeles. Bun, și noi ce facem? Adică să emigrăm de urgență. Pentru că ce să facem, prietene, în țara asta? Ce să facem? Tu îți dai seama că noi timp de 10 ani ne-am bătut cu sistemul și încă la dracu, mi se pare că încă o facem. Asta e... Nu știu, nu e bine. Nu e bine deloc. Nu e bine. Plus că sistemul ăsta face niște chestii, prietene, din ce în ce, după părerea mea, că pe mine m-a întrebat ce mai fac, știi? Și de asta, după părerea mea, face niște chestii din ce în ce mai pe față și mai celelalte, așa, adică, de exemplu, domnul ăsta, Dan Diaconescu, direct, cu toată dragostea. Dom'le, deci ce-a făptuit ăsta? Că tu ai explicat foarte bine la începutul emisiunii, că justiția a zis că domnul Diaconescu, Dan, s-a dus la un primar din comuna nu știu care și i-a zis, bă, dacă nu sari cu morman, nu? Te dau la TV că ești nasol. Cam asta e pe scurt, nu? Da. Bun. Asta, ce ai spus tu și am reluat eu acum ceva mai plastic, bine, e o compunere. În justiție, compunerea asta, chiar dacă e scrisă de procuroria, rămâne o compunere dacă nu sunt dovezi. Dacă nu sunt dovezi, sunt niște cuvinte scrise de o foaie pe unul. Poate să fie scenariu de film, poate să fie o novelă, poate să fie... Nu, dar ca să fie un act de justiție, bineînțeles, trebuie dovezi.
mai presus de orice dubiu în această direcție. Eu, din ce am văzut și eu în media cu privire la dosarul domnului Diaconescu, bine, era foarte subțirică treaba. Foarte subțirică. Adică au tras mult, 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 mult de enunțul ăsta, de compunerea asta a procurorilor ca să, vezi, Doamne, transforme... Bine, 5 ani și 6 luni? 5 ani și 6 luni? Pentru ce? După care încă 5 de interzicere a profesorii... Că, domnul Ciufică, sunteți la curent, domnule, cu dosarul Diaconescu, Dan? E chiar la curent, nu sunt, mai sunt nicio detaliu, de 5 dar ani. Așa, din ce a apărut în presă? Da, da. Adică ați văzut dumneavoastră interceptări sau în care ăla să fi zis, băi, dăm banii că te ia mama dracu. Nu, era o poveste cu niște televizoare și ziceau ăștia că televizoarele ar însemna nu știu ce bani, dar... Chiar dacă se discuta de bani, nu am văzut partea cu șantajul, în sensul în care să-i spună cineva, bă, dacă nu-mi dai o sumă de bani, îți fac rele de vreun acum, fel sau altul. Eu n-am văzut asta. Nu știu dacă eu am mai spus treaba asta. Eu lucrez la o societate comercială. Dumneavoastră lucrați și noastră la altă societate comercială și noi ne întâlnim să negociem un contract de orice fel. Și eu zic, bă, dar dacă aia, hai să facem aia, nu că nu aia, nu că, și bun. Păi și orice negociere de asta, dacă găsesc un procuror care să poată scrie compuneri de clasa a patra, eu ți-o transform într-un șantaj. Da, orice relație comercială, dacă vrei să tragi de ea... Sigur, în cazul ăsta sunt liniștit că nu o să o convingeți dumneavoastră pe... Deși s-ar putea fi vorba de mine, să o convingeți chiar dumneavoastră pe Chioveși și că v-am șantajat. Se poate, da, merge și așa. Nu știu pe care dintre noi doi ne... Unul sau altul, care se duce, care se duce acolo cu pâra, cred cine că reușește pâra, pe celălalt. Da, exact. Asta nu, asta spun, așa adică... e, dar chestia iarăși a fost folosită, a fost bătătorită în așa fel încât s-a creat autostradă în sensul ăsta. Orice, exact. Orice discuție, orice negociere comercială, poate orice asta... Poate fi considerat, adică dacă vine un procuror... E șantaj. Păi, cum a fost cu țiganii? Ce dracu, s-au dus țiganii? S-au dus țiganii să-și ia banii înapoi și sunt acum... I-au pus pe burtă și sunt acum... Bravo. De băgat la pușcărie pentru șantaj. Da, nu ăsta mi se pare cazul Sorin Alexandrescu cel mai... Sorin Alexandrescu a fost... Acolo îl informez pe Sorin Alexandrescu a fost în cazul cu șantajul, cam ce fac acum cu Dan Diaconescu, în cazul cu profesia de ziarist. Aia a fost, practic, momentul în care au deschis ușa la drumul ăsta. Adică îi spui ăluia, domne, v-am prins cu niște matrapazlăcuri, nu-i cer nimic. Că nu i s-a cerut nimic, nici lui ăla cu B, cum îl chema, Bendei. Nici firm. Cum? Bendei. Mă rog, să fie sănătos. Nici societății unde lucra, nu i s-a cerut nimic, nu i s-a condiționat nimic. I s-a dus la cunoștință, sau era o investigație, nu mai știu, da. Țin minte da, că era înscris, deci nu era vorba de, domnule, l-am șantajat, l-am sunat, i-am trimis interpuși, că s-a dat el speriat, a zis, domnule, m-am simțit amenințat. Păi asta e. Deci asta e că din toate stenogramele alea, ăla una, două, bună ziua, dar să știți că eu sunt speriat. Dar de ce ești bine așa? Așa că ăsta la altă îi răspundea Sorin Alexandrescu, dar de ce e speriat? Că nu e vorba de speriat aici, e vorba de societatea comercială. Cum facem, da. Nu, aia e noaptea minții, nu. Deci dosarul Diaconescu, așa, pe bune, cât se poate de logic. Dune, e subțire rău de tot, foarte subțire. Eu nu văd dovezi de șantaj. Din ce a apărut în presă, eu n-am văzut nicio dovadă de șantaj. Am văzut nimic. Niște compuneri ale procurorilor validate întocmai și la timp de onoratele instanțe. Și o chestiune care e importantă, sigur că nu contează opinia publică în actul de justiție, bla 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 bla. Dar în momentul în care toate lucrurile astea erau prezentate cu frânturile alea de stenograme, cu asta, atunci, 2010, când a început cazul, acum, toate chestiile alea, dovezile de care zic că procurorii lui Dumnezeu că l-au prins pe ăștia cu șantajul, ce au făcut dovezile alea? Au făcut ca ăsta din ușa arestului de la Rahova, când a ieșit după o săptămână să anunțe că își face partid, și partidul să ia un partid de o găunoșenie ce eu n-am văzut nici la Vadim Tudor, să ia 15% în alegeri, nu în sondaje. A luat 15% în alegeri. Atât de convins a fost societatea românească... Că ce i s-a întâmplat lui Diaconescu a fost o mizerie. Cu toată dragostea trebuie să luăm pauză de publicitate, că la noi cu publicitatea așa trăiește postul acesta de televiziune.
cât o mai trăi, pentru că eu știu mâine, păi mâine poate hotărăște cineva că ar fi mai bine să fie liniște. Liniște, să nu se mai audă o muscă.